Nu vom avea parte de ploi nici în această săptămână. Solul este uscat, iar culturile de rapiță riscă să fie compromise, susțin reprezentanții Direcției Agricole. Temperaturile sunt cu 10 grade mai ridicate față de normalul acestei perioade. Nu vă grăbiți să înlocuiți hainele din garderobă. Până duminică avem parte de temperaturi de vară. De marți nici vântul nu o să mai bată. Temperaturi maxime în general între 26 și 29 de grade, iar minime între 10 și 15 grade în general. Unele culturi agricole sunt în pericol dacă nu plouă mai repede. Este destul de negativă seceta asta prelungită pentru că îngreunează foarte mult însămânțelele din toamnă. Rapița deja s-ar putea să o fi compromisă parțial, deci sunt probleme. Deși anul agricol 2011 a fost unul dintre cei mai buni ani agricoli pe care am cunoscut eu, toamna s-ar putea să fie destul de rea. Din cauza lipsei apei în sol și însămânțările de toamnă vor fi afectate, spun reprezentanții Direcției Agricole. Efectele le vom putea vedea abia anul viitor.